Protestele la adresa lui Silvio Berlusconi au devenit tot mai puternice de când este acuzat că a avut de-a face cu o prostituată minoră. Ieri, 1000 de manifestanți au venit chiar la vila sa de lângă Milano pentru a-i cere să demisioneze. Acțiunea a fost pașnică până când demonstranții i-au enervat pe polițiștii care păzeau liniștea premierului. Spiritele s-au încins după ce câțiva tineri nu s-au mulțumit cu lozinci și au încercat să forțeze cordonul scutier din jurul vilei. Oamenii legii nu au avut nevoie de mai mult pentru a riposta în forță împotriva manifestanților. Scutierii și-au folosit bastoanele pentru a-i îndepărta pe turbulenți, iar aceștia au bombardat cu sticle și alte obiecte. O altă confruntare a avut loc în gara din localitate, pe unde manifestanții intenționau să plece acasă. În ambele tabere s-au înregistrat răniți, iar câțiva protestatari au fost arestați. Până la finalul său violent, acțiunea de protest a avut mai degrabă un caracter ironic. Manifestanții l-au asociat pe Berlusconi cu dictatorul fascist Mussolini sau, mai simplu, cu un porc. Adversarii premierului sunt indignați acum nu doar de politica sa, ci mai ales de aventurile sale. Delinquente, è un puttaniere, quindi penso che sia meglio che si dimetta. Si sta rovinando anche la figura di donna, che è veramente ridotta a niente. Siamo un corpo e basta, non una testa. Participanții au ales pentru protestul lor vila de lângă Milano, deoarece se spune că tocmai aici obișnuia Berlusconi să-și invite la petreceri iubitele de-o seară. Analiștii cred totuși că premierul va scăpa nevătămat într-un fel sau altul și din acest scandal, așa cum a scăpat din multe altele.